Bine v-am regăsit! După cum vedeți pe ecran, astăzi vorbim despre Bitcoin, despre prețul Bitcoin. Dacă cineva s-a așteptat la această scădere bruscă în toată piața de criptomonede, dacă cumva mai rezistă prețul la 4.000, la ce ne putem aștepta și unde ar trebui să cumpărăm, în acest video vom vorbi despre toate aceste lucruri, dar dacă v-ați fi uitat la videourile mele din trecut, de exemplu criptomonede, de ce 90% dintre investitori pierd bani, sau Bitcoin, visul frumos sau s-a terminat, sau ce am mai postat eu pe aici, costul de minare al unui Bitcoin, în care vă ziceam eu că Bitcoin trebuie să ajungă undeva sub costul de minare, v-ați fi așteptat la această scădere. Sau, dacă ați fi intrat pe Crypto for Life, vă invit să intrați pe grupul meu de Facebook, ați fi văzut această postare din 27 iunie anul acesta, în care ziceam eu că suntem într-un bear market și lucrurile se vor termina când Bitcoin va scădea sub 3.000. Care este imaginea de ansamblu în acest moment? La ce mă aștept eu și unde ar trebui să cumpărăm Bitcoin? Ei bine, în această seară rămâneți aici, revin imediat. Ne-am întors și după cum vedeți, suntem pe grafic la Bitcoin pe one month, mai pe românește, pe lună. Dacă dați aici click, puteți să schimbați când vreți voi acest timeline în care Bitcoin se află. Ei bine, în acest moment pe lună putem să vedem clar că Bitcoin este într-un trend descendent de 1, 2, 3, 4 luni de zile la rând în care nu am văzut nici măcar o candelă verde. Lucru foarte negativ pentru Bitcoin. Ei bine, această liniuță pe care o vedeți aici este a 5-10-a zi. Vă ziceam eu că aceste EMA-uri pe care le vedeți aici, 50-200, sunt suport pentru Bitcoin. Ei bine, mă aștept ca pe monthly, adică pe lună, prețul să coboare undeva spre 2964. Ei bine, hai să schimbăm, să vedem, hai să ne mai uităm întâi și la volum, să închidem acest pop-up și să ne uităm și la volum. Ei bine, vedem că suntem într-un volum descendent începând din 1 decembrie 2017, când tot acest bubble a început să se spargă. Volumul este în mare parte pe lună, este unul roșu, adică oamenii vând, nu cumpără. E bine, haideți să mergem pe weekly ca să avem un alt timeline și o altă poză a Bitcoin. E bine, pe săptămână putem să vedem că avem a 50-a zi, care a fost suport pentru Bitcoin când a scăzut în aprilie, a rezistat și apoi când a spart această 50-a zi, a încercat să revină peste, cum vă spuneam, întotdeauna suportul când este spart devine rezistență și rezistența când este spartă la rândul ei devine suport. Așa s-a întâmplat și aici, am avut suport la această 50-a zi, s-a dus prețul în jos, apoi a încercat să se ridice peste, nu a putut și a căzut la loc. E bine, mă aștept din nou, cum vă ziceam, să ne apropiem de a 200-a zi pe one week. Dacă pe monthly, adică pe o lună eram pe 50-a zi, ei bine, coincide cu acest preț de 3117, din câte văd eu aici pe Bitcoin. Putem să trasăm cu o linie orizontală acest preț pe care l-am fixat la 3000 și să ducem această liniuță undeva la 3100. Dacă ne raportăm pe monthly, era undeva la 2900. O să vă dau și range-ul meu în care eu consider că ar trebui să cumpărăm Bitcoin și planul pentru acest lucru, dar haide să terminăm cu analiza tehnică. Ei bine, vedem aici că pe weekly avem 1, 2, 3, 3 săptămâni în care Bitcoin a scăzut și s-au vândut mai mult Bitcoin decât s-a cumpărat. Așa merg lucrurile. Volumul este la fel, foarte scăzut, dar acest volum care totuși
a izbucnit în ultima perioadă în care Bitcoin a spart acești 6415 și s-a dus direct la 4199, a crescut. Haideți să mergem și pe One Day. Vă ziceam eu în episodul trecut că suntem într-un triunghi descendent. Haideți să trasăm din nou acest trendline al triunghiului. Să vedem exact. Vă ziceam eu că suntem în triunghi. Îl vedem aici foarte clar. Nu punem wix-urile imediat. Cam așa ar fi trebuit să arate el. E bine, eram în acest triunghi și care, ziceam eu, că sunt șanse de 70% să scădem în jos, ceea ce s-a și întâmplat. Erau 30% șanse totuși ca prețul să reziste și să mergem în sus. E bine, triunghiul ăsta nu l-am făcut eu chiar excelent, dar cred că mă iertați de data asta, nu stau să-l fac, nu stau să mă uit exact, dar cred că ați priceput ideea de triunghi descendent. Ei bine, la ce mă aștept eu și unde vreau, hai să ștergem astea, ștergem aceste liniuțe. Una, două, ok, le-am șters. La ce mă aștept eu în următoarea perioadă pe Bitcoin? Ca să înțelegem, trebuie să mergem pe un time frame mai mic. Mergem pe 4 ore. Ei bine, pe 4 ore vedem aici a 50-a zi care are rezistență la 5.000. Ei bine, vedem a 50-a zi care are rezistență la 5.125 și vedem că prețul, dacă dăm un zoom pe el, putem să vedem că pe 23, adică astăzi, prețul a scăzut undeva pe la 4.218 și apoi s-a ridicat înapoi la 4.300. Această candelă se numește hammer și este bullish, adică este ceva pozitiv pentru preț și după cum vedeți mai avem un inverted, adică un invers al ciocanului, că asta se numește hammer, un invers al ciocanului care este negativ. Deci putem spune că prețul este undeva între că bulls și cu bear, adică urșii și cu taurii să luptă în acest moment constant pentru supremație. Părerea mea că lucrurile nu arată rău în acest moment pe Bitcoin, chiar dacă suntem la acest preț de 4373, lucrurile nu arată negativ pe termen scurt. Pe termen scurt mă aștept să testăm acești $5108 prezentat aici de a 50-a zi și dacă vom trece, vom ajunge undeva spre 6131. Cam asta văd eu pe termen scurt în următoarele săptămâni. Nu cred că putem merge doar în jos. Hai să vedem dacă mai putem să băgăm un indicator. Vorbeam eu de RSI la un moment dat. Relative Strength Index, vă ziceam eu că este. Ok, haideți să-l băgăm să vedem cum arată. Pe RSI, pe 4 ore, putem să vedem că este o divergență pozitivă, adică prețul este în scădere, dar totuși acest RSI ne arată că avem o divergență. Haideți să vedem ce este această divergență, o vedem aici foarte clar. Că prețul este în scădere, dar totuși RSI-ul urcă constant. Este un trend ascendent pe RSI. Asta înseamnă că dacă nu va scădea și va reziste aici, vom vedea în următoarele zile, în următoarea săptămână, cred eu, o urcare la 5133. Dacă mergem înapoi pe daily să ne uităm cum arată RSI-ul, foarte negativ, nu știu când am mai văzut așa un RSI negativ pe Bitcoin, trebuie să mergem mult, mult înapoi. Da, trebuie să mergem mult în lateral ca să vedem când s-a întâmplat acel lucru pe RSI. Hai să vedem, să mergem pe one week, hai să mergem pe one month ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile pe RSI. Ei bine, nu am mai avut RSI-ul ăsta, hai să tragem un trend line ca să vedem exact. Nu l-am mai avut de pe aici, de pe 3 august 2015, de când am avut această capitulare, nu am mai avut acest RSI. Dar este oare capitularea noastră aici sau nu? Aceasta este întrebarea. Ei bine, procentual 50% șanse ca aceasta să fie capitularea și 50% șanse ca lucrurile să meargă mai mult
în jos. Dacă v-ați uitat la videoul precedent, vă ziceam că sunt 70% șanse să ne ducem în jos. Acum șansele au scăzut. De ce vă zic că încă nu cred eu că am ajuns la capitulare? Deoarece dacă ne uităm la volum și îl comparăm cu cel din 2015, când am avut capitularea, nu suntem nici măcar la jumate. Putem spune că suntem în primul prag în care Bitcoin a scăzut la 283 de dolari și apoi a mai scăzut o dată la 145. Probabil suntem în acea perioadă. Ce înseamnă asta? Că ne putem aștepta totuși la o scădere pe Bitcoin. Unde mi-aș fixa eu o intrare în acest moment? Haideți să mergem înapoi pe weekly. Ei bine, mi-aș fixa o intrare în această zonă. Haideți să o trasăm pe grafic cu un pătrat, deoarece este un range mai mare. Luăm un pătrat și zic eu că ar putea să fie undeva de la 3600 până la 2500. Nu văd Bitcoin scăzând sub 2500 de dolari. De ce? Mulți în presă, articole, pe Twitter, toată lumea e foarte negativă în acest moment. Se așteaptă ca Bitcoin să ajungă aici. Haideți să trasăm unde se așteaptă majoritatea ca Bitcoin să ajungă. Ei bine, undeva la 1000 de dolari. Ei se așteaptă majoritatea ca Bitcoin să ajungă. După cum vă ziceam, majoritatea, 90% din cazuri, greșește. Dacă toată lumea așteaptă ca Bitcoin să ajungă aici, nu se va întâmpla. De aceea cred eu că acest range pe care vi l-am trasat eu aici este unul în care ar trebui să vă gândiți dacă vreți să cumpărați Bitcoin sau nu. Riscurile sunt mari, după cum vă ziceam întotdeauna. Nu băgați mai mulți bani decât puteți pierde, deoarece chiar și Bitcoin poate ajunge la zero. Este o șansă mică să se întâmple treaba asta, dar este și trebuie să aveți un plan. M-am întrebat unii dacă este momentul să cumpărăm acum monede virtuale. Răspunsul meu este da, dar cumpărați monede virtuale dacă aveți un plan și, cel mai important, dacă aveți răbdare câțiva ani de zile, deoarece acest market nu o să-și revină peste noapte și multe monede vor să dea faliment. După cum vă ziceam, minerii încep să dea faliment, se închid foarte multe ferme de minat. O să revenim la acest articol de pe Crypto for Life pe care eu l-am scris în iunie 27 să vorbim mai mult. Dar ca să închei pe Bitcoin, cam ăsta este range-ul, deoarece este cumulat cu a 200-a zi pe weekly la 3000 și vă ziceam și pe monthly, pe un time frame mai mare, tot la fel. A 50-a zi este la 2951. Dacă mergem pe daily, vedem aici că suntem sub ambele EMA-uri. Dar cam ăsta este range-ul. Hai să mergem înapoi. 2 secunde, mi-a căzut mouse-ul. Așa, hai să mergem înapoi pe one week. Și vă ziceam că ăsta este range-ul în care eu m-aș gândi. Dacă Bitcoin totuși scade sub 2400, că se poate întâmpla. Dacă scade sub 2400, atunci este pericol. Dacă ne apropiem de 1000, ce cred eu că se va întâmpla? Că prețul se va duce și mai jos. Da, ați auzit-o bine, prețul se va duce și mai jos și vom scădea sub 1000 de dolari. Se poate întâmpla, șanse de 5% aș da eu să se întâmple treaba asta, dar este o posibilitate. Vom vorbi și despre Amazon și despre ce s-a întâmplat în 97 cu Amazon. Sper că ați priceput pe Bitcoin. Mă aștept ca pe termen scurt, dacă mergem înapoi pe One Day, mă aștept ca pe termen scurt prețul să vină în acest range 5000-5100 și dacă cumva rezistă la acest preț câteva săptămâni, să-l vedem undeva la 6000. Hai să trasăm unde mă aștept eu ca Bitcoin să se ducă în următoarea lună, să zicem așa. Mă aștept ca să nu treacă de 6100, dar mă aștept ca el să ajungă cel puțin la 5200, deoarece RSI-ul este foarte jos, foarte, foarte jos. Nu am avut încă o reacție în piață, dar cred eu că va veni în zilele viitoare, începând cu săptămâna
viitoare, deoarece lucrurile nu se întâmplă așa. Trebuie să avem un raliu măcar până la 5300 și apoi putem să continuăm undeva la 3000-2500 la finalul lui decembrie și apoi reevaluăm, că asta facem întotdeauna, trebuie să reevaluați lucrurile după cum se întâmplă. Sper că ați priceput la ce mă aștept eu de la Bitcoin, unde mi-aș fixa în acest moment buy-uri pe Bitcoin și ce aș face. Planul meu, desigur, dacă cumpăr aici, nu este să retrag peste o lună, ci peste câțiva ani. Dacă ne raportăm la 2015, a durat cam 3 ani de zile ca Bitcoin să ia din nou acțiune. Da, hai să terminăm cu asta și ziceam eu că suntem într-un bear market, care cel mai probabil se va termina cu Bitcoin sub 3K și marketul sub 100 de miliarde. Asta pe 27 iunie. Și vă ziceam eu că consider că momentan nu am ajuns la acel moment al fundului sacului. Ce trebuie să se întâmple ca să ne dăm seama că am ajuns în acel moment? Ideea generală recunoscută să fie aceea că Bitcoin și piața de cripto nu va mai crește niciodată. Toți cei care au spus că este un bubble au avut dreptate. Suntem acolo, atunci nu eram. Știi despre oameni care și-au pierdut case, mașini, salarii, credite la bănci, investit în Bitcoin. Suntem acolo. Sunt foarte multe articole dacă căutați. Prieteni care au ieșit de tot din piața de cripto, da, se întâmplă mai ales și pe acest Crypto for Life. Sunt foarte mulți care nu mai cred, ceea ce este pozitiv pentru mine să văd treaba asta. Prieteni care au vândut, am zis asta, minatul de Bitcoin nu o să mai fie profitabil și multe ferme de minat o să dea faliment, urmează în 2-3 luni, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Regularizarea urmează în următorul an. 2019 va fi anul regularizării, o să vedeți. Market cap-ul sub 100 de miliarde se va întâmpla probabil până la finalul anului. Bitcoin sub 3K, la fel, până la finalul anului, mai este o lună și ceva până la finalul anului. Vă ziceam mai aici, când toate astea se vor întâmpla, atunci trebuie să vă gândiți serios că trebuie să cumpărați până atunci răbdare. Ei bine, s-au întâmplat foarte multe lucruri dintre cele pe care le-am specificat eu aici. Ce am mai scris eu pe Crypto for Life? Dacă mergem înapoi, să vedem foarte repede ce mai e pe aici. Am zis că vă salut. Acestea sunt top 10 monede pe care eu le urmăresc în acest moment să le cumpăr la anumite prețuri. 1. Bitcoin, 2. Litecoin, 3. Monero, 4. Dash, 5. Ethereum, 6. NIO, 7. Zcash, 8. Cardano, 9. MisEGO și 10. IOTA. De ce mă axez pe aceste monede? Mare parte mă axez pe monedele care au supply mic și au ceva concret să facă cu acest token pe care îl au. Vă rog să intrați să citiți, sunt mai multe postări de mine. Ce am mai postat astăzi, vă atrag și vouă atenția, Amazon a scăzut, de fapt nu a fost high-ul la 75, a fost undeva la 300 de dolari în 2000. Scriam eu aici așa: dacă vă întrebați cât de jos ar putea să scadă prețurile, Amazon în anul 1997 a intrat pe piață la prețul de 18 dolari pe acțiune. Iar după un an, în decembrie 1988, prețul avea să ajungă la peste 300 de dolari, dar în martie 2001 prețul avea să se scufunde la 5,51 pe acțiune, cumulând o scădere de 98,7%. Ei bine, Bitcoin în acest moment este doar la 79,7%. Privind în spate, Bitcoin a avut mereu scăderi de peste 80%, de aceea mă aștept ca Bitcoin să mai scadă. Sper că v-a plăcut acest video, sper că ați rămas cu ceva după acest video și după toate videourile pe care le-am făcut pe acest canal romantic. Nu cer niciun ban, nu monetizez canalul, nu vreau sponsorizări. Acest canal este un hobby pentru mine și așa va rămâne și sper să ajut cât mai mult această comunitate. Sunt aici și voi rămâne până la final. Ani de zile am răbdare să aștept până această piață se va maturiza. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să mă încurajezi, dă un like, un share și dacă ești nou pe canal, dă un subscribe. Cam atât pentru astăzi, ne auzim în zilele viitoare. Cel mai probabil duminică voi face un nou episod cu știri din piața de cripto. Nu trebuie să ratați. Daniel, mă înclin. Seară bună!
Poi,